Mă numesc Anghel Aurel, sunt din Comuna Rătești, județul Argeș. Sunt membru columbofil la Asociația FNCPR-ul Argeș. M-am apucat de porumbei în anul 2008. Am plecat din Ungaria cu un prieten foarte bun de la Sibiu, domnul Benedict Saba, să mergem să luăm porumbei, dacă tot mergem să luăm porumbei. Și am fost la un columbodrom din Balaton. Și am fost acolo la finală, am așteptat porumbei, am vrut să luăm și n-am apucat să luăm. Ne-am dus, cum ne-am dus, am venit tot fără porumbei. După aceea, până să ajungem acasă, am poposit în orașul Tatabánya, lângă, dar la Budapesta, mai sus un pic, la domnul Horvat Ianoș. Un crescător foarte bun, campion european, la categoriile general, fond, adică pentru porumbei zborul de o zi, până în 900 de kilometri. Și am achiziționat câteva păsări de la dânsul. Bani, cum erau atunci, în 2008, ne-am apucat de porumbei, ce să, le-am adus acasă. La început nu prea a fost chiar așa fascinant să pierdeau porumbei. Probabil că eram eu crescător, cred, nu eram chiar atât de îndemânatic și hai să facem să fie bine. M-am prietenit cu domnul Florin Pușcoci, care și a fost și mentorul meu, crescător foarte bun, și a început să ținem legătura amândoi, telefoane, venea la mine, m-a apucat, deci aproape săptămânal, și ne-am pus pe treabă. După ce am zburat primul an la clubul din Găiești, că era mai aproape aici, primul an, în 2009, am scos câteva zeci de pui, am zburat, au apărut și primele rezultate. Un ceas benzin de 12 locuri, au apărut și primele rezultate, am luat locul 2 pe club, la demifond și la viteză cu un porumbel 24-778, care în următorii ani porumbelul a început să facă performanță. A fost în expoziția națională a UCP-ului. Că primii 4-5 ani de zile am fost la UCP. După aceea am zburat la, în 2016 m-am mutat la FCPR-ul. Așa au vrut cei de la Pitești, că ne-am mutat la clubul Mesager Pitești, și am început joaca cu porumbei. După ce m-am mutat la FCPR-ul, primul an al meu când m-am mutat la FCPR-ul, în 2016, am avut în expoziția provincială 5 porumbei, dintre care și o femeluță, acolo istoria columofiliei, venind din Germania, din cursă, mi-a dat Horvat Ianoș un pui cadou, când m-am întors în 2014. Și mi-a dat un pui cadou, laminat eu la mine acasă, 106-89-70, a ieșit femeluță, cucă, și am concurat-o până în 2018. Și după aceea am retras-o la matcă, porumbițe de bază, și foarte bune reproducătoare, că din aia a rămas, care anul trecut am băgat-o la matcă și anul trecut am rămas fără ea, din cauza că am scos-o de la matcă, să o las și pe ea să mai zboare pe afară și ce să, ceasă rău, pisica neagră, mi-a mâncat o pisică. Asta e, a prins-o și am rămas fără porumbel. Nu-mi place să țin foarte mulți porumbei. Spațiul e așa mai limitat, înțelegeți? Deci un compartiment de zburător de 25 de boxe, în principiu cam 48-52 de porumbei, și compartiment de pui care nu scot mai mult de 60 de pui, maxim 60-70, îi concurez toamna la concursurile cu pui, rămân în, depinde după an. Și la matcă nu țin mai mult de 10 perechi. Acum, la momentul ăsta, am mai achiziționat câțiva porumbei de maraton, care
mă depășesc, nu pot să... Nu știu ce se întâmplă. Eu, în fine, am 14, 15 perechi la matcă. Dar de obicei, 9-10 perechi la compartimentul de matcă țin, că nu faci treabă nici cu mulți porumbei. Eu, porumbei care îi concurez, nu-i concurez la văduvie. Am concurat un singur an la văduvie, dar nu am avut prea mult timp să aloc la porumbei și i-am lăsat la natural. Jucând la natural, scot primăvara mai târziu un pic, cred că 9-10 martie, de obicei cam așa îi împerechez, între perioada asta 5-15 martie, împerechez, scoate ouă, scoate cât un pui, îi las cât un pui la fiecare, la 7-8 zile nu mai țin, ori îi dăm cadou, ori îi aruncăm, că nu se merită să-i omorăm așa tare. Și în cursul anului, în sezon, pe ouă false, îi mai mințim așa cu un pui, având, fiind șofer și având curse prin toată țara, mai ales că producem și mâncarea de porumbei, ducem, îi plimbăm și în stânga și în dreapta, cum e timpul. Dacă e timpul bun, îi mai luăm. Eu știu, o dată, de două ori pe săptămână, că altfel nu te ajută nici. Nu sunt ok, nu se antrenează acasă. Am încercat cu ei și la toate, să fac de la 100 la 1000. Foarte greu, de nu se poate să prevedeți porumbei, să toacă porumbei foarte mulți. Și am rămas să joc categoria fund. Având porumbei numai de la Columbodrom, de la Columbodromul ăsta din Ungaria, am zis, bă, ce să, am renunțat și la etapele de viteză. Demifond nu prea-l facem, în fine, așa sunt situat aici în sudul județului, un pic. Alimentația porumbeilor, deci ce le dau să mănânce la porumbei, având în vedere că fac și mâncare de porumbei, le dau amestecuri cât de cât ok. Nu știu cât de bună e mâncarea, deci, dar mi se pare foarte, foarte ok. Între 8 și 9 acolo, nu e de nota 10, că am folosit și mâncărurile de la Champion și de la Bayer și de la... În fine, nu mai contează, cu ani în urmă. De 4 ani de zile de când fac amestecurile eu, folosesc numai mâncare de-a mea. După ce vin de la zbor, Jerry Plus, cam așa folosim, și primele 2 zile, după aceea începem să le adăugăm o mâncare de sport. De asta fiind mai light un pic, le dăm mâncare sport, am numit-o eu, care după rețeta de la Versele Laga, Champions. Spre finalul săptămânii, când se apropie concursul, începe să încărcăm un pic, făcând și amestec cu energie la cererea unui prieten după la Vâlcea. Îi ajutăm așa, ca penultima zi și ultima masă, până pleacă la zbor, cu energie. Ca suplimente să-i ajutăm după ce vin de la zbor, folosesc toliamin și le mai pun la plecare ROD 200 cu seu de oaie, tot așa, în penultime zile. Eu mai folosesc în cursul săptămânii, cred că miercurea de obicei, dacă nu se schimbă programul din cauza timpului, Aminoforte și cu probioticul Biotix de la CES Pharma. Amândouă sunt foarte bune, ok, anul ăsta le-am folosit și eu și mi s-au părut foarte ok, foarte bune. Eu, pentru porumbei, ce să vă spun, la mine nu că e o afacere sau ceva, e o pasiune. Deci am zis, bă, frate, de plăcere și dacă alte hobby-uri nu avem, am căpătat hobby-ul ăsta, am zis, bă, frate, hai să-l ținem, că e o boală care să nu se vindecă chiar așa ușor, că am avut tendința să mă las, că nu
acum câțiva ani în urmă, că nu existau rezultate cât de cât, dar după ce au început rezultatele, au început să mă fascineze mai mult. Și ce să, acum la momentul ăsta, deci credeți-mă, de unde vin, din cursă sau când vin, de la muncă sau de unde sunt plecat, când vin la ei, mă delectez total, credeți-mă, am un scăunel acolo așa frumos, încă mi-a trimis și fiica mea din Germania, un scaun și-ți domină la așa să stau lejer, că mă mai găsește și soția câteodată, stau lângă ei aici și când iau, cântând așa, deci mă ia somn. Și v-am spus, e o delectare pentru mine. Acest porumbel, e un porumbel marca Sorin Gheorghe, tata lui e de la Sorin Gheorghe din Nepot, din Verbruggena și cu campionul național la Asfund 2017, dacă nu mă înșel, în expoziția națională la Felice Pereu. Și mama lui este o femeie de dezmematis de la Horvatianu. Porumbelul e de 2018, are seria 344922. Deci la în primul an ca yearling a făcut o etapă de locul 1 pe lansare la 400 și ceva de kilometri. Nu l-am luat în seamă, l-am lăsat, am zis, bă, ce să... În 2000, asta fiind în 2019. 2008, în 2020, la prima etapă de fond, am avut în Ucraina 565 de kilometri. A dat avans, porumbelul a venit locul 1 pe lansare din 1880 de porumbei. Le-am recuperat, nu s-a pus problema, porumbelul nu arăta chiar rău. Înțelegeți? După aceea, la etapa a doua de fund, la 650 de kilometri, tot în Ucraina, un timp tot așa călduros și un pic de vânt din față, porumbelul iar și-a spus cuvântul. A venit locul 1 iar pe lansare din 4000 și ceva de porumbe. Și acum a devenit porumbelul meu de bază pe crescătoria mea. Acest porumbel are seria 344919, tot de 2018, un porumbel de bază al crescătoriei. Nepot din Cuca Bătrână, iar tot așa, a lăsat Cuca Bătrână, a lăsat descendenți foarte mulți la mine în crescătorie, că ăștia e baza Cucii. Acest porumbel mi-a făcut bucuria de a veni locul 2 pe lansare din 1587 de porumbei de la prima etapă de fond din sezonul 2021. Porumbel tot așa de bază al crescătoriei. Anul trecut 12 angajări, 11 clasări. Dar am jucat porumbei numai la fond. N-am, că puteam să-l bag o etapă, dar n-am vrut să risc o etapă la maraton ca să pot să fac azi național. Porumbelul 344922 cu 344919, ăștia sunt porumbei de mei de bază care mi-au făcut și echipa la crescător. Am ocupat locul 1 la crescător la tot la aceeași etapă de fond. Niște porumbei ambițioși, cu ambiție și nu te lasă la greu. Cu toate că a fost o etapă tot așa vânt din față, caniculară, dar porumbei își spun cuvântul. Adică, într-un cuvânt, nu-mi pare rău că m-am apucat de porumbei.